Casa Națională de Sănătate a decis ca din 21 aprilie toți asigurații din România să poată accesa dosarul electronic de sănătate. Asta după ce timp de o lună acesta a fost supus testării. Acesta va cuprinde toate informațiile cu privire la istoricul sănătății pacientului. Dosarul electronic poate fi utilizat de pacienți, medici, instituții medicale, reprezentanți ai Casei de Asigurări și ai Ministerului Sănătății, însă doar cu acordul persoanei beneficiare. Sistemul informatic poate fi accesat în baza codului numeric personal al pacientului însoțit de o parolă. Costurile unui astfel de dosar sunt suportate de Casa de Sănătate. Dosarul electronic de sănătate este un sistem informatic care rezolvă problema consolidării datelor medicale relevante ale pacienților rezultate în urma interacțiunii cu sistemul medical. Este într-un format standardizat, electronic, precum și problema accesării acestor date atât de către utilizatori, cât și de către pacient. Utilizatorii dosarului electronic de sănătate sunt medicii, pacientul, instituțiile medicale, Casa Națională de Sănătate și Ministerul Sănătății. Pacienții vor putea accesa informațiile din dosarul electronic de sănătate începând din luna aprilie, 21 aprilie 2014, iar o lună de zile începând din 21 martie este în perioada de teste. Proiectul Dosarul Electronic de Sănătate a fost inițiat cu scopul realizării unei baze de date care cuprinde informații medicale despre pacient. Implementarea sistemului informatic va contribui la creșterea eficienței serviciilor publice oferite cetățenilor și va reduce semnificativ timpul de acces la informații medicale necesare în situații de urgență. Dosarul Electronic de Sănătate este primul proiect din România de o asemenea complexitate și printre puținele implementate la nivel european în domeniul sănătății.